Ne-am dobândit o reputație proastă la capitolul distrugeri în parcurile de joacă. An de an, administrația locală are de înlocuit zeci de aparate și bănci din cauza vandalizatorilor. La fel s-a întâmplat și în această primăvară. Aproape 10 leagă ne-au dispărut și circa 100 de leațuri de bănci au avut nevoie de înlocuire. Da, este o realitate tristă a municipiului nostru că nu reușim încă să păstrăm în cele mai bune condiții, să zicem așa, bunurile noastre comune. Toate acestea au fost finanțate din bani publici, din banii cetățenilor municipiului Reghin și, desigur, și prin sprijinul administrației Fondului de Mediu și este foarte trist și foarte păcat că nu reușim să le păstrăm în cele mai bune condiții. Cele mai grave situații s-au înregistrat în cartierele Unirii, Salcâmilor și Rodnei, de unde au lipsit câte două leagăne de copii. În 9 cartiere au fost distruse hinți și la capitolul bănci vandalizate stăm prost. 4 asemenea locuri de șezut au dispărut din cartierul Salcâmilor. 26 de leațuri au fost distruse în cartierul Făgărașului. Peste 20 de bucăți au lipsit din fiecare spațiu de joacă al zonei Unirii, Rodnei și Iernuțeni. Toate băncile au fost reparate. Colegii de la secția SRE au și început să facă un inventar al acestor spații de joacă. Mă refer aici în mod special la toate aparatele care sunt lipsă, la băncile care au fost rupte și care, mă rog, leațurile trebuie înlocuite. Încercăm să punem totul la punct și să pregătim așa cum se cuvine această perioadă. În ultima perioadă, polițiștii locali n-au amendat niciun vandalizator, dar acest lucru se poate schimba de acum, dacă fiecare dintre noi luăm atitudine. Trebuie doar să anunțăm forurile abilitate să ia măsuri. Pe această cale dorim să atragem atenția tuturor acelora care se deplasează în aceste locuri și spații de joacă. Dacă observă anumite activități, să zicem așa, de vandalizare a aparatelor și mobilierului urban care se află în zonă, să sune cu încredere la poliția locală a municipiului Reghin pentru a fi identificat și tras la răspundere cei care se fac vinovați de aceste acte de vandalism. Suntem cu toții vinovați de distrugerile din parcurile de joacă ale copiilor. Sunt ale noastre, ale tuturor și toți trebuie să le îngrijim. Nu ne cere nimeni să ne punem în pericol, luându-ne la harță cu cei care strică bunurile publice. Trebuie doar să luăm telefonul și să anunțăm poliția locală.